Vrăjește-mă puțin. Hai, mai spune despre Paris. După ce se liniștesc lucrurile, fraternite, liberte, egalite, cucerim Parisul. Libertatea este marea răsplată a luptei pentru o societate justă. Bazan, am venit pentru cererea aia de excursie la Paris. Rusa e limba viitorului. Franceza aparține trecutului pe care l-am îngropat deja. Tovarășii de la partid au planuri mari pentru dumneata. De altfel și noi. Mă bucur să aud asta. Bineînțeles, dacă soția se hotărăște să te ajute. Dovedește că partidul a greșit cu dumneata. Trage-mă! Îți place nevastă la, nu? Pe tine cum te cheamă? Ulei. Trebuie să știi că nu e vina mea că nu vom mai înțelegeți voi.